Iubiți frați și surori, dragi ascultători, privind în sala împărăției, observ scaunele care odată erau ocupate de frați și surorile noastre, rămase acum vacante. Dar folosindu-mă, dragii mei frați, de memoria mea vizuală, și cu ajutorul internetului vă pot vedea din nou și mă puteți vedea. Vă pot simți că -mi sunteți aproape în cuget și la fel și voi față de mine, dragii mei. Acesta a fost scopul dușmanului încă de la început, din grădina Edenului, când Iehova Dumnezeu a așezat acea pereche umană minunată, într-o grădină paradisiacă chiar și minunată, a învidiat înțelegerea lor și prin minciună și rebeliune a reușit să-i despartă pe unii de ceilalți. Dragii mei, cu ajutorul acestui internet, permiteți-mi ca încă de la început să vă îmbrățișez pe toți de pretutindeni și eu cu o căldură frățească. Iubiții mei, frașii, surori, tot scopul lui Satan, deavolo, este și astăzi. El este acela care și acum, prin intermediul servilor săi, a creat și acest virus care nu numai că secere mii de oameni, dragii mei, și pe mulți dintre ei care n-au încheiat un legământ cu Jehova Dumnezeu prin jertfa de răscumpărare a Fiului Său de pus pe Golgota, îi poate despărți pentru totdeauna de cei dragi. Dar, iubiții mei, nu i-a fost de ajuns și ca un om rău și ca un dușman al omenirii de atunci și se dovedește și astăzi I-a așezat și coroană, dar în curând acea coroană îi va cădea din nou în genunchi. Și sunt convins, dragii mei frași și surori, că ceea ce ne desparte astăzi și ne izolează, ne vom putea revedea din nou, ne vom putea întruni mai mulți, cu o dragoste frățească mai puternică, cu un zel mai puternic în lucru pentru Jehova Dumnezeu. Să nu uităm niciodată, iubiții mei, frați și surori, căci norul care acum este adus deasupra noastră pe cer, de către acest dușman nu va rămâne pentru totdeauna, ci va fi trecător. Ceea ce rămâne, dragii mei, este soarele care strălucește pentru totdeauna. Acel soare și scut nu este altul decât Jehova Dumnezeul nostru pentru copiii săi pentru cei ce ascultă de poruncele sale. De aceea, dragii mei frați și surori, este important și ceea ce facem noi astăzi, în aceste timpuri, lucruri pe care îl facem și noi în via lui Jehova, că acesta ne poate despărți sau ne poate apropia, așa cum am văzut și din programele fraților noștri anterioare, de dragostea lui Hristos și a lui Hova Dumnezeu față de noi sau ne poate despărți pentru totdeauna de ei și organizația sa. Iubiții mei, frați și surori, de aceea am ales și acum, în aceste momente, să împărtășesc împreună cu voi o minunată învățătură care se intitulează Via cea mai aleasă. Da. Într-adevăr, Satan, Diavolul, încă de la început, a provocat pe Jehova Dumnezeu că nu va avea niciun om credincios pe pământ ca să-i rămână credincios până la sfârșit în cele mai grele încercări și probe. Și totuși, Jehova Dumnezeu a acceptat provocarea. Chiar dacă prin aceasta a tras la îndoială veracitatea cuvântului său și supremația sa. Dar să nu uităm că încă de pe atunci i-a spus că nu va avea doar un om, ci va avea o sămânță, va avea un popor care să-i poarte numele și va rămâne credincios până la sfârșit. Acest popor, dragii mei, ne este arătat în Sfânta Scriptură de către Dumnezeu și consemnat prin anumite simbole. Acest popor îl găsim arătat ca via cea mai aleasă, după traducerea Cornilescu sau via cea plăcută după traducerea Nițulescu. De asemenea, dragii mei, alte simbole, vinul sau strugul îl găsim în Sfânta Scriptură ca simbolice și reprezentând voioșie, bucurie și fericire pentru poporul ales al lui Jehova Dumnezeu, Așadar, vinul bun se face din acea viță sădită de Jehova Dumnezeu pentru veserirea inimii omului bun. Salmul 104 cu 15. Se poate crede că Dumnezeu are plăcere în aceea care își păstrează nepreunirea și pun preț pe numele și cuvântul său. Omul înțelept se desfătează în Domnul cu bucurie execută poruncile sale și Dumnezeu iubește pe unica aceștia. De aceea este consemnat în Proverbe 27 ,11. Fiule, fi înțelept și înveselește -mi inima și atunci voi putea răspunde celui ce mă bajocorește. Astfel, dragii mei, via sa și anume nu orice viță, ci via nobilă reprezintă pe un astfel de om care este plăcut înaintea ochilor lui Dumnezeu. Iubiții mei, frați și surori, Jehova Dumnezeul nostru este atot înțelept și, o cu, o putere, și cu o putere nemărginită. Și în loc să-și fi justificat numele atunci pe deplin, prin cuvântul său și prin puterea sa, a lăsat pe acest nelegit satan diavolul să pormească pe calea sa să meargă pe drumul său și el crezând că prin neascultare ajunge un independent, dar prin rebeliune s-a împovărat tot mai mult. Jehova Dumnezeu a stăruit și stăruiește și acum ca ce a promis atunci să aducă la îndeplinire. El a format multe icoane profetice vii, prin care a preumbrit înainte lucrul său să se întâmple și de aceea folosește și aceste simboluri, iubiții mei. Și simbolul viei l-a adus pentru preumbrirea poporului ales în executarea scopurilor sale. Un alt simbol, dragii mei, Egiptul, îl găsim ca simbol în lumea acesteia în care locuiește omul, figurativ vorbind, în Egiptul modern de astăzi trăim și noi. Și în numele Lui, Jehova Dumnezeu, din acest Egipt va trebui justificat de către poporul său. Din acest Egipt și din această lume, Jehova Dumnezeu a scos un om ideal, a scos un popor pentru numele său. De aceea, Jehova Dumnezeu l-a ales pe Iacov, l-a trimis în Egipt i-a schimbat numele din Iacob în Israel. Și la timpul potrivit tot Jehovah Dumnezeu a fost acela care l-a scos din Egipt înapoi împreună cu evreii. Dar să nu uităm un lucru, că ce vrei împreună cu ei au luat și pe acei străini care au vrut să pornească cu ei. Și acești străini, dragii mei, s-au bucurat de cele bunuri pe pământul binecuvântat pe care i-a adus Jehovah Dumnezeu, în țara Cananului. Așadar, Jehova Dumnezeu a scos acea viță din Egipt și despre acea viță și despre icoana formată de ea prin poporul Israel, Jehova Dumnezeu a lăsat să se însemne următoarele cuvinte prin profetul său. Tu ai adus o vie din Egipt, ai zgodit neamuri și ai sădit-o, ai făcut loc înaintea ei și ea a dat rădăcini, a umplut țara. Munții erau acoperiți de umbra ei și ramurile ei erau ca niște cedri a lui Dumnezeu. Își întindeam lădițele până la mare și lăstarii până la râu. Samu 80 cu 8 la 11 Mai târziu dușmanii au făcut mult rău izraeliților și atunci au strigat la Domnul. Pentru ce e rupt gardul acum de o jefuiesc toți trecătorii, o râmă mistrețul din pădure și o mănâncă fiarele câmpului, versetul 12 și 13. Așadar, dragii mei, putem, putem observa din acest salm al 80-lea îngrijirea plină de hara lui Jehova Dumnezeu față de poporul său, dar și starea poporului cum a ajuns datorită necredincioșiei sare, rugăciunea poporului Jehova Dumnezeu, ca harul lui Jehova să vină din nou peste ei și să fie restabliți la starea lor fericită de odinioară. Acest salm, iubiții mei, cu siguranță are o semnătate extraordinară, are o împlinire în mic și o împlinire în mare. Împlinirea în mic a acestui salm a avut loc atunci când Dumnezeu a întemeiat cu casa lui David și după cum arată și salmul, acesta a întărit-o pe seama lui. De aceea spune, ocrotește ce a sădit dreapta ta și pe fiul care ți l-ai ales, versetul 15. David, iubiții mei, reprezintă pe din seminția lui Iuda și această seminție a Israelului a fost scoasă din Egipt. Mai târziu, afară de o mică rămășiță a Israelului, toți s-au rupt de legământul lor cu Dumnezeu și au rupt și legământul. Atunci a fost cotropiți de dușmani și dușmanii stăpâneau asupra lor și înaintea băștinașilor în care a ajuns, au ajuns de barjocură, de ocară sau proverb. Însă la timpul potrivit, sau așa cum ne spune Apostolul, la împlinirea vremii, tot, Iehova Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, omul, Isus Hristos, care și el a fost un urmaș natural al lui David, și el a fost format în via adevărată, care este via nobilă a lui Dumnezeu. Acelor învățăței care au stărit cu toată puterea pe lângă Isus în probele pe care El trebuia să le ducă, Isus le spunea atunci: Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele, Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce multă roadă, căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Ioan 15 cu 5 Dați-mi voie, iubiții mei frați și surori, să mă opresc împreună cu voi doar un moment, să reflectăm la aceste cuvinte minunate, fermecătoare chiar, ascultând vocea lui Isus și auzind aceste cuvinte, eu vă spun și vă mărturisesc că în inima mea simt o alinare a durerii din rană. Eu cred că și voi, la fel, dragii mei frați și surori, simțiți în inimile voastre o alinare a durerilor din rănile pe care încă satan deavolul încearcă și reușește să ne izoleze și astăzi pe unii de ceilalți. Învățăcii, dragii mei, au fost invitați în legământul pentru împărăție, dar în același timp le-a fost și comunicat ce au de făcut referitor la acel legământ. Din cuvintele lui Isus, reiese clar faptul că via și roadele ei reprezintă pe poporul ales al lui Dumnezeu, și vestea sa pe care Iisus a vestit-o înspre cinstea și gloria numelui Tatălui Său. Tot Iisus Hristos, dragii mei, într-o altă pildă, ne spune că Dumnezeu a sărit Israelul ca o vie și via aceasta a încredințat-o îngrijirii mai marilor lui Israel, ca să o ca vieri. Însă acești conducători, farisei, în loc să fi îngrijit de vie, au folosit-o scopuri egoiste, dragii mei, și în loc ca ei să aducă roadele împărăției, au adus alte roade. De aceea Jehova Dumnezeu n-a mai permis lucrul acesta și Isus Hristos a spus încă de pe atunci. De aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. Matei 21, cu 43. Astfel, nu un om, iubiții mei, ascultători, dragi mei, frați și surori, ci Isus a stabilit regula și regula ce nu se schimbă niciodată ne spune învățătura: Că via aleasă de Dumnezeu reprezintă pe, porul, pe poporul ales de către Jehova Dumnezeu și numai aceia care vor aduce roadele ei vor avea parte de aprobarea sa și vor fi primiți în împărăția lui Dumnezeu. Învățăceii credincioși a lui Isus au dus roadele împărăției. La Rusalii și cu ceva mai târziu s-a pus multă mărturie despre împărăția lui Dumnezeu și mulți s-au alăturat la această împărăție și au lăudat numele lui Dumnezeu. Dar îndată ce apostolul și-a sfârșit călătoria lor, ca trecător pe acest pământ, a urmat și lepădarea de credință și numărul celor credincioși din via lui Jehova a început să fie din ce în ce mai mic. Vorbind pe scurt, dragii mei, ca un rezumat, aceasta a fost de fapt împlinirea în mic a salmului 80 -lea. Noi știm că prezența a doua al Domnului nostru Iisus Hristos s-a întâmplat în 1914, dar încă de pe, din anul 1875 a început drumul sau pregătirea drumului înaintea Lui. Au fost unii care au iubit pe Domnul și au așteptat venirea Lui Hristos. Aceștia au suferit multă vreme sub apăsare și au suportat să fie cotropiți de mai mari lume acestea. Pe acești credincioși, dragii mei, îi într-un mod potrivit salmul prin următoarele cuvinte care ne sunt arătate. Ocrotește ceasă din dreapta ta și pe fiul pe care ți le ales. Ea este arsă de foc, este tăiată. Demonstrarea feței tale ei pier. Mâna ta să fie peste omul dreptei tale, peste fiul omului pe care ți le ales. Și atunci nu ne vom mai depărta de tine. Înviorează-ne iarăși și vom chema numele tău, Doamne Dumnezeul oștirilor. Ridică-ne iarăși fă ca să strălucească fața ta și vom fi scăpați. Salmul 80 cu 15 la 20. În armonie, dragii mei, cu această rugăciune, Jehova a restatornicit iarăși via și pe cei credincioși și ei au început să aducă din nou roadele împărăției, dar în același timp unii dintre urmașii presupuși a lui Isus au început să dezvolte roadele lor proprii, nu roadele care le cerea vierul. În epoca cunoscută sub lucrarea de pregătire a drumului, înaintea Domnului, s-a pus o mare mărturie în interesul adevărului, dar aceasta nu toți s-au făcut într-un mod sau cu un scop neegoist. Unui care cu mult dor au așteptat împărăția și au vorbit de venirea ei, au accentuat cu tărie și cât de important este de a intra în părăție și a Domnului cu Iisus aceasta e dorea pe ei cel mai mult. La aceasta, dragii mei, spune învățătura și ca să vorbească așa și să aibă această atitudine, i au pășit pe calea care duce spre o viță nu aleasă de Jehova Dumnezeu, ci spre o viță sălbatică. Când a venit timpul de judecată, a venit și o mare prăbușire, și mulți dintre cei care au susținut că se țin de Hristos și până atunci au fost priviți ca o parte a viei lui Dumnezeu, la întâlnirea cu judecătorul s-au despărțit chiar de Hristos. Venirea Domnului la templu său în anul 1918 a fost pornită de către mulți sau primită de către mulți într-un mod egoist. Dar înainte de aceasta, dragii mei, a început să se descopere de fapt ce avea fiecare în inima lor. Și nu s-au declarat a fi urmașii lui Hristos și n-au avut, n-au primit adevărul din inimă și n-au primit iubirea adevărului. Aceasta a constituit, de fapt, dragii mei, ruperea gardului viei și pâinea bisericii iubiții mei din anul 1917 și până în 1919 a fost amestecată cu lacrimi. Poporul Domnului a ajuns la un renume rău și dușmanul l-a bagujucorit și a râs de el. În acest caz a lor s-a rugat cei credincioși, Dumnezeul oștirilor, întoarce-te iarăși, privește din cer și vezi, cercetează via aceasta, ocrotește ce a sădit dreapta ta. Da, aceasta de fapt a fost, dragii mei, împlinirea în mare al salmului 80. O altă icoană profetică, dragii mei, și cu o mare însemnătate pentru zilele noastre de astăzi, Jehova Dumnezeu îl folosește pe profetul Isaia, care de multe ori preumbrește sau reprezintă pe poporul ales al lui Jehova Dumnezeu, și l-a împărtășit pe Isaia în vedenia sa și iată ce a lăsat să se însemne, dragii mei, următoarele cuvinte. Voi cânta prea iubitului meu cântarea prea meu despre via lui. Prea iubitul meu avea o vie pe o câmpie foarte mănoasă. I-a săpat pământul, la a curățit de pietre și a sădit în el vițele cele mai alese, a, zădit, a, zidit un turn în mijlocul ei și a săpat un teasc. Apoi trăcea de care să i facă struguri buni, dar a făcut struguri sălbatici. Acum deci, zice Domnul locuitor ai Ierusalimului și bărbația lui Iuda, judecați voi între mine și via mea, ce aș fi putut face viei mele și nu i-am făcut. Pentru ce a făcut ea struguri sălbatici când eu mă așteptam să facă struguri buni. Vă voi spune însă cum ce voi face viei mele. Îi voi smulge gardul ca să fie păscute de vite. Îi voi surpa zidul ca să fie călcată în picioare. O voi pustii, nu va mai fi curățită, nici săpată, ci spin și mărăcini vor crește în ea. Voi porunci și norilor să nu mai aducă ploaie peste ea. Via Domnului răștirilor este casa lui Israel și bărbații lui Iuda sunt vița pe care iubea. El se aștepta la judecată și când colo, iată sânge vărsat. Se aștepta la dreptate și când colo, iată strigăte de apăsare. Isaia 5, 1 7 După cum se poate observa, dragii mei, această profeție a lui Isaia se poate aplica în ziua Domnului sau ziua lui Jehova. Aceasta este numită așa de via Domnului de către Jehova Dumnezeu și tot Ehova Dumnezeu stabilește timpul când El face pregătiri pentru ziua bătăliei celei mari a Dumnezeului cel tot puternic. Dumnezeu a sădit via sa pe un munte bine întemeiat, i-a săpat pământul și a îngrijit-o bine și tot s-a stricat. În această vie Dumnezeu a sădit o viță aleasă, adică pe Iisus Hristos, la care trebuie să privim toți. I-a făcut un turn și a săpat un teasc. Aceasta, în loc să aducă roadele împărăției, cum spune profetul, a adus roade sălbatice. Turnul zidit în mijlocul viei, potrivit poate să ilustreze, dragii mei, lucrarea acelor pasnici care privesc în jur în interesul turmei lui Dumnezeu, și aceasta s-a făcut prin îngrijirea și din harul Dumnezeului Celui Preanalt, prin acei bărbați credincioși pe care i-a așezat în organizația sa de pe pământ, în turnul de veche. Teascul arată că poporul lui Dumnezeu a trebuit și va trebui și în continuare să vorbească despre pedeapsa lui Dumnezeu. Aceasta s-a și întâmplat într-o măsură oarecare în decursul perioadului Ilie a bisericii. Însă când a sosit timpul hotărât al lui Dumnezeu ca să se uite la rodul vie, atunci privind în general nu mai fructe sălbatice se puteau vedea. Lucrul închipuit prin via sălbatică arată clar contrarul vie celei bune și nobile sădite de Jehova Dumnezeu. Vița sălbatică, dragii mei, reprezintă la tot cazul aducerea unor fructe, aducerea unor roade, dar nu după soiul sau după vița pe care a plantat-o Jehova Dumnezeu. Și atunci, ce închipe sau ce reprezintă această viță sălbatică? Aici, iarăși, este important și ne atrage atenția. Să ținem înaintea ochilor noștri regularătate de Isus. Și anume că nimeni nu poate să facă parte din împărăție dacă nu aduce roadele împărăției. Matei 21 cu Roadele împărăției nu sunt altceva decât acele fructe nu aduse oricum, ci îngrijite, nobile, care au fost aduse în înțelesul prescrierilor stabilite de către Isus. Roadele împărăției sunt acele adevăruri de viață care arată că Jehova Dumnezeu este cel prea înalt, Iisus Hristos este regele, rege întronat deja, și că numele și cuvântul lui Jehova Dumnezeu va curăți împărăția lui Jehova Dumnezeu. Totodată trebuie să ținem înaintea ochilor noștri că scopul adevărat a împărăției este acela ca să găsească o cale pentru curățirea numelui și cuvântului lui Jehova Dumnezeu. Aceasta dovedește de fapt că provocarea pe care a făcut-o satan diavolul încă din grădina Edenului a fost o provocare răutăcioasă și satan diavolul este un nelegiuit și s-a dovedit că este un nelegiuit, dragii mei, și Jehova Dumnezeu este acela care are dreptate și cuvântul său este adevăr. Astfel de fructe, dragii mei, sau vești care arată altceva, lucruri nepotrivite și anume că premăresc numele oricărei alte ființe, formează vița sălbatică. Deci, aducerea de roade sau fructe pe care Ehova Dumnezeu nu le-a aprobat, nu le poate aproba și nici nu le va aproba niciodată și nici nu le poate lua de folos. Pe aceștia ilustrează cuvintele pe care Iisus le-a rostit cu privire la dânsii stăpânul meu zăbovește să vină. Zelul acelor a răcit imediat, iar când Domnul în 1918 a venit la biserica sa ca să facă judecata, s-a găsit față în față cu clasa aceasta pe care a numit-o serv necredincios, serv leneș și rău, slugărea. A trimis pe ingerii săi ca să-i scoată pe aceștia afară din împărăția sa și a nimicit via. Matei 13 cu 41, Isaia 5 cu 5 la 7. Mulți care până atunci au crezut adevărul și au fost reprezentanții lui, au devenit dușmani adevărului și al lucrului care lucru constă în aducerea roadelor împărăției. Atunci a început o lucrare de separare și cei ce iubesc pe Domnul au fost și rămân despărțiți de aceia care sunt lucrul lui Jehova. Acestea toate sunt fapte bine cunoscute, dragii mei, și așa stă situația, ne spune învățătura, și în ziua de astăzi, dragii mei, când venim la o altă icoană profetică, creată și păstrată pentru noi, până în ziua de astăzi, ilustrată tot prin vie. Tot prin profetul Isaia, Hova Dumnezeu, a prorocit despre via cea aleasă. Dumnezeu pentru rodirea ei îi poartă de grijă. Via aduce roadele împărăției prin un trebuie să stea de vița adevărată și mlădițele ei. O mlădiță despărțită de vița adevărată nu poate să mai aducă nicio roadă. Despre această vie citim, în ziua aceea, Cântați o cântare asupra viei cele mai alese. Eu, Jehova, sunt păzitorul ei. Eu o ud în fiecare clipă. Eu o păzesc zi și noapte ca să nu vă nimeni. N-am nicio mânie, dar dacă voi găsi mărăcini și spini, voi merge la luptă împotriva lor și voi arde pe toți. Afară numai dacă vor căuta o crotirea mea, vor face pace cu mine, da, vor face pace cu mine. Isaia 27, cu 2 la 5. Iată, iată dragii mei, și dați-mi voie să mă opresc din nou împreună cu voi. Ce cuvinte minunate, ce încurajare din partea lui Jehova primim cu aceste minunate cuvinte. Nu știu, dragii mei, frați și surori, și cred că și voi la fel, ce ar fi fost în inima mea dacă n-aș fi cunoscut dragostea care ne-a arătat-o Tatăl așezată sau consemnată și în aceste cuvinte. Ce ar fi fost în inima noastră, dragii mei, frați și surori, n-ar fi fost decât fără această dragoste, fără cuvântul lui Dumnezeu, decât o amestecătură de dat în tradiție, de învățătură omenească, de filozofii omenești, care la orice zvon ne-ar îndemna la tristețe, ne-ar îndemna nu la dragoste, dar aceste cuvinte ale lui Jehova Dumnezeu, iată că ne face mai iubitor, ne face plin de speranță și ne face dor de a lucra în via sa. Aceasta, fără îndoială, dragii mei, este vița și mădițele despre care Isus a vorbit învățățărilor săi când a zis Eu sunt adevărata viță și Tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și nu aduce roadă, el o taie, și pe orice mlădiță care aduce roadă, o curățește ca să aducă mai multă roadă. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi, după cum mlădița nu poate aduce roadă de la sine, dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce roadă, dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele, cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce multă roadă, că despărțiți de mine nu puteți face nimic. Declarația lui Isus se referă hotărât, dragii mei, la Hristosul întreg. Însă timpul când via cea mai aleasă va fi descoperită înseamnă un timp foarte interesant. Ziua aceea înseamnă timpul acela, dragii mei, care începe chiar atunci când Jehova Dumnezeu a pus pe Iisus Hristos, pe Fiul Său, pe tronul Său și anume în 1914. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul și este timpul în care se bucură biserica. Când Isus a apărut la templul lui Dumnezeu și a început să adune la sine rămășița, aceasta a semnalat începutul timpului de bucurie, adică începutul cântării. Când rămășița a înțeles lămurit că piatra unghiulară, pe care alții împreună cu cei ce au dus roade sălbatice, au nesocutit-o, a fost așezată de către Hova Dumnezeu în Sion, și aceasta a însemnat pe seama ei începutul bucuriei. Isaia 28:16. Atunci a început să cânte: Te laud pentru că m-ai ascultat, pentru că m-ai mântuit. Piatra pe care au lepădat o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului clădirii. Domnul a făcut lucrul acesta și este o minunăție în fața ochilor noștri. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Jehova, să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Salmul 118, cu 21 la 24. Și noi, iubiții mei, ascultători și dragi frați, trăim în ziua lui Jehova, să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Această zi însemnată și începutul înseamnă și începutul judecății, așa cum ne arată și salmistul în Salmul 11 cu 4. Judecata este împotriva celor care nu au primit iubirea adevărului prin urmare au dus roade sălbatice. Dumnezeu a luat pământul de lângă ei și ascultați, frații mei, ce înseamnă lucrul acesta? Adică Jehova Dumnezeu și-a retras scutul Spiritului Sfânt și atenție, iubiții mei, ce se întâmplă în continuare. Dușmanul a început lucru ca să atragă clasa aceasta în turma sa. Iată, iubiții mei, cei ce aduc roade sălbatice, Jehova Dumnezeu își retrage scutul spiritului său și satan nu stă liniștit, liniștit, îi atrage și culege în turma sa. Atenție că urmează altceva mai departe. Judecata va curge mai departe și în ziua aceea Dumnezeu va stârpi pe satan, și pe organizația sa blestemată, deoarece Jehova Dumnezeu va trimite pe ingerii săi și va scoate pe această clasă din organizația sa. În ziua aceea, Domnul va lovi cu sabea lui cea aspră, mare și tare, Leviatanul, Babilonul, șarpele fugar și Leviatanul, șarpele inelat și va ucide Balaurul de lângă mare, Isaia 27,1. Aceasta stabilește timpul când răsună porunca. În ziua aceea veți cânta despre via cea mai aleasă. Din aceasta rezultă că via cea mai aleasă sau nobilă, despre care este vorba aici și ne amintește Isaia, ilustrează pe poporul credincios al lui Dumnezeu, care în timpul pregătirii, până în Armagedon, formează partea văzută a organizației lui Dumnezeu pe pământ. Iată, iubiții mei, frașii și Mă întreb și eu și întrebați-vă și voi și dați-vă răspuns la lumina Sfintei Scripturi, aceia care cu gura lor spun că nu astăzi, astăzi nu fac parte din organizația lui Dumnezeu văzută pe pământ, cum vor putea avea o crotire din partea celui preanalt? Iisus de multă vreme și-a dovedit credincioșia, dragii mei, față de Dumnezeu și și-a păstrat neprihănirea față de El. De asemenea și apostolii credincioși și ei au fost aceia care au urmat calea adevărului și asemenea și-au păstrat dreptatea. Cei care cu tărie au stat de partea lui Jehova în continuu cu și au urmat poruncele sale, au fost adonați în sfânta, până când alții au căzut potinindu-se chiar și în piatra unghiulară. După cum se vede, dragii mei, strângerea rămășiței la Hristos și la organizația făcută de El pe pământ ca via cea mai aleasă, împlinește pe deplin rugăciunea profetului cu privire la viță și profetul spune următoarele. Dumnezeul oștirilor, întoarce-te iarăși, privește din cer și vezi, cercetează iarăși vi vița aceasta. Ocrotește ceea din dreapta ta și pe fiul pe care ți l-ai ales mâna ta să fie peste omul dreptei tale și peste fiul omului pe care ți-a ales și atunci nu ne vom mai depărta de tine, înviorează iarăși pe poporul tău. Iubiții mei, frași și surori, Jehova Dumnezeu a ascultat rugăciunea poporului său credincios și a strâns rămășița sa în biserică și acum aceasta este numită în totalitate ca via lui sau via cea mai aleasă. La rugăciunea celor care iubesc pe Dumnezeu exprimată de salmist, Dumnezeu răspunde printr-un alt profet în Isaia, și anume Isaia 27 cu 2 și 3. În ziua aceea cântați o cântare asupra viei cele mai alese. Eu, Jehova, sunt păzitorul ei, eu o ud în fiecare clipă și o păzesc zi și noapte ca să nu o vă teme nimeni. Prin aceasta, dragii mei, putem observa de plina promisiunea lui Dumnezeu către aceia care fac parte din vie și chiar în cele mai înfocate atacuri, Jehova Dumnezeu îi va ocroti. El se va îngriji de orice ocrotire trebuincioasă și are să le poarte de grijă. Această îngrijire și ocrotire dovedește că via cea mai aleasă constituie o parte a organizației Dumnezeu de pe pământ, care îl servește cu credincioșie și îi preamărește numele. Aceasta în legătură cu aceea a zis profetul în Isaia 5 cu 7, dovedește că în ziua judecății se vor descoperi, dragii mei, două clase, și anume servul înțelept și credincios care aduce roade bune și servul rău care aduce roade rele. Să luăm seama, dragii mei, la aceea că via descris în capitolul 5, care a dus roade sălbatice, a fost împrejmuită cu pământ sau a fost luată pământul de lângă ea și așa cum am putut observa, Jehova Dumnezeu și-a retras spiritul său de la aceea, dar la acea viță aleasă din capitolul 27, nici vorbă de acest lucru. Dumnezeu păzește pe ai săi și pe toți aceia care sunt membrele servului său, credincios și să și rămână în Hristos. El te va acoperi cu penele lui și te vei ascunde sub aripele lui. Căscut și pavăză este credincioșia lui. Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua. De aceea nicio nenorocire nu te va ajunge și nicio orgie nu se va apropia de cortul tău. Căci el va porunci îngerilor să să te păzească în toate căile tale. Salmi 91, 4, 5, 9 și 10 verset. Puterea lui Jehova Dumnezeu este aceea care o crătește acum via sa și niciun dușman nu poate să răpune pe credincioșii lui. El promite că o va oda și o va păzi în fiecare clipă ca să nu o veteme nimeni. și se exprimă mânia față de via ce are care a făcut roade sălbatice, dar față de via ce aleasă nu are nicio mânie. Dumnezeu a declarat că este împotriva celor care caută să vate via cea plăcute și va arde. N-am nicio mânie, dar dacă voi găsi mărăcini și spini, voi merge la luptă împotriva lor și voi arde pe toți. Isaia 27 cu 4. Iată, iubiții mei, frați și surori, se poate întâmpla ca și în via lui Jehova, în loc să ajungem un strugure bun și copt, să ajungem să devenim spini. Și aceia, dragii mei, care s-au gândit și s-au retras ca să nu mai vină la adunare, că poate că se agață de fratele său, sau mărăcini, dragii mei, aceea care prin înțepătura semenului său nu poate să provoace nici fericire, nici plăcere, ci numai rană și durere. Ajuns în această stare, atenție, dragii mei, se pot întoarce înapoi, de aceea spune Jehova, dacă vor face cu mine, pace cu mine, da, dacă vor face cu mine și repetă din nou, îi voi ierta din nou. Aceea îi îndemnăm la lumina acestor adevăruri să se împace din nou cu Jehova Dumnezeul lor. Deoarece trăind în pace cu Dumnezeu, pot să trăiască împreună și în pace și cu frații săi și cu surorile sale. Și numai atunci pot să primească mângâiere și o din partea lui Jehova Dumnezeu. Dar oare de ce în ziua aceea, dragii mei, și noi trăim în această zi a lui Jehova. Jehova împărtășește pe poporul său de o crotire specială. Jehova Dumnezeu a permis diavolului ca să aducă în mare necaz asupra credincioșilor din vechime și asupra lui Iov, dar nu i-a permis ca să-l omoare. Iov și în cele mai grele încercări și-a păstrat neprigănirea și Dumnezeu a fost acela care a avut grijă de viața sa. Dumnezeu întinde și astăzi brațul său asupra poporului credincios și așa vorbește către Satan, diavolul. Aceștia sunt subbogotirea Domnului, deoarece sunt martorii săi, pe aceștia îi încredințează cu vestirea adevărului său. Eu sunt Jehova, Dumnezeul tău, care stânesc marea și fac să urle valurile, și al cărui nume este Domnul știrilor. Eu pun cuvintele mele în gura ta și te acopăr că umbra mâinii mele, ca să întin cerul noi și să întemeiezi un pământ nou și să zic Sionului, tu ești poporul meu. Isaia 51, cu 15 și 16. În ziua aceasta se fac pregătiri pentru luptă și Jehova Dumnezeu la oștirilor va, păsi, va pă păzi pe martorii săi care cântă lauda sa. Acest text ne servește dovada, dragii mei, că Ehova Dumnezeu se îngrijește de o crotina necesară, deoarece poporul credincios s-a consacrat pe deplin lui și cu bugurie vrea să ducă în primire lucrul său. Fiindcă mă păzește, zice Jehova, de aceea îl voi păzi și eu, îl voi ocroti, că și cunoaște numele meu. Când mă va chema, îi voi răspunde. Voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi și îl voi proslăvi. Salmul 91 cu 14 și 15. Tot atât de hotărât rezultă din aceasta, dragii mei, că fiecare cu credință și bucurie trebuie să facă lucrul încredințat lui, ca să poată sta și rămânea în ocrutirea și la umbra celui preanalt. Satan se va folosi însă, dragii mei, de orice unealtă care stă la dispoziție, ca să atragă pe cei credincioși de la lucrul Domnului. Și atenție, dragii mei, ce spune învățătura. Și de aceia care au devenit o viță rea, niciodată nu vor spune: Eu sunt servul rău, eu sunt reprezentantul lui Satan. Ascultați de mine, ci, iată cum spune, prin cuvinte alese: amăgesc și mințesc și cu gură mare declară că ei iubesc foarte mult pe Dumnezeu și cu toate că acestea de lucrul și pe muncitorii lui. Iată, iubiții mei, frați și surori, scrisă cu atâta timp înainte această învățătură, trăim noi timpurile de astăzi? Trăim cu minciuna ajunge la loc de cinste, când ceea ce iasă de pe buzele multora nu mai corespunde cu faptele lor, dragii mei, aceasta nu este oare o minciună? Aceasta nu este oare o amăgire? Dar să nu uităm un lucru, dragii mei, că pe Dumnezeu nu-L putem minți și nici nu-L putem amăgi, că nu se lasă mințit și nici amăgit. Cei ce își păstrează credincioșia față de Domnul rămân în umbra celui preanalt. Aceștia nu vor putea fi amăgiți niciodată și nu vor fi amăgiți. Aceștia însă cu credincioșie trebuie să stea în lucrul lui Hova și să vestească mărirea lui Jehova. Cuvintele pe care le-a pus pe buzele lor <coughs> sunt cuvintele sale. Acestea pentru aceea le-a făcut ca să le cânte spre mărirea și onoarea lui. Via este a Domnului, El a sădit-o, dragii mei și a îngrijit -o și o îngrijește. Vița adevărată și vlediț, mlădițele ei este Hristosul întreg, iar vierul este însuși Jehova Dumnezeu. Din aceasta rezultă că nimeni nu poate să facă parte la nesfârșit din viță, din vița cea nobilă, care nu împlinește pe deplin cerințele Domnului. Așa spune și Isus. Aceasta se cere de la ceea care rămân în vița, adică trebuie să rămâneți în mine, că astfel nu puteți aduce roadă, altfel nu puteți aduce roadă, care este plăcută înaintea părintelui meu. Cine rămâne în mine, acela aduce multă roadă, dacă nu este aruncat afară clamădiță neroditoare. Afară de aceasta, Iisus mai adăugat că fără El nimeni nu poate face nimic și mai spune, dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mere, cereți orice veți, cere, veți vrea și vi se va da. Ioan 15 cu 7. Aceasta formează dovada pe mai departe, că pe lângă lucru care fiecare persoană în parte, dragii mei, fie frate, fie soră, fie tânăr, fie brătrân, care îl are de făcut în viața ce aleasă a lui Dumnezeu, trebuie prin faptele sale să se identifice ce fel de roade aduce, dragii mei, și din care viță face parte. Aceste roade ale împărăției trebuie aduse în ziua aceea, adică în ziua lui Jehova, și aceasta se întâmplă spre mărirea și onoarea numelui lui Jehova Dumnezeu. Profetul spune, cântați o cântare în ziua aceea. Pentru ce trebuie să cânte, dragii mei, acea cântare poporului Dumnezeu? Cei ce sunt în vie vor cânta împreună, dragii mei, atenție, cântarea, deoarece strugurile ce mai ales a lui Dumnezeu să a copt. Cum trebuie să cântăm cântarea? Dacă facem parte din vița lui Dumnezeu, ce aleasă? Împreună, dragii mei, și nu despărțiți, deoarece strugurile ales de El să a copt. Ce înseamnă lucrul acesta, dragii mei? Aceasta este starea de om mare la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Efeseni 4, 13. Via plăcută ne îndeamnă la cântare de bucurie și nu la mâhnire, dragii mei. Aceasta este vița roditoare și cei ce fac parte din aceasta, toți trebuie să ducă roadele împărăției și altora, și atenție, iubiții mei, frați și sorori, cu toții la oaltă încep cântarea, împreună trebuie să începem cântarea și la oaltă, chiar dacă satan diavolul acum ne izolează pentru un moment, dar ne, ne vor revedea din nou și împreună cântăm din nou cântarea și mai spune un lucru minunat. Își mai atrag atenția unii altora, deoarece sunt împreună, ca aceasta dorește Hova, asupra binecuvântărilor împărăției, spre mărirea și onoarea numelui Lehova și spre mărirea lui cântă cântarea cea nouă. Chiar dacă ni se pare, dragii mei, că este un timp lung prin care trecem o altă învățătură, dragii mei, cartea lumea nouă, aceea care explică drama lui Iov, spune într-un paragraf că timpul pe care poporul Dumnezeu înainte de Amagedon pe care trebuie să-l treacă și, să, și apasă pe oamenii lor, este atât de scurt și îl compară cu drumul parcurs de către un vultur după prada sa. Din curiozitate, dragii mei, citeam pe internet și am văzut că nu de aceaba a fost făcută această comparație. Este cea mai rapidă vițitoare de pe pământ și a fost măsurată și viteza și anume un vultul cărător, când pleacă în picaș după prada sa, a atins 389 de kilometri pe oră, dragii mei. Și înțelepții spun că poate să atingă viteze și mai mari. Gândiți-vă, dragii mei, cât de înalt ar fi muntele, cât timp i-ar trebui să-și prindă plada, prada. Extrem de puțin. Un minut și ceva, dragii mei, la o munte ca cel mai înalt munte, Himalaya, de 1000 de metri. Așa este timpul care trebuie să-l petrecem noi astăzi, dragii mei, atât de scurt în comparație cu veșnicia și binecuvântările pe care Ehova Dumnezeu le va da celor credincioși. Se mai întâmplă încă un lucru, dragii mei, și revista ne va atrage atenția, și ne aduce în fața ochilor noștri un tablou profetic la care trebuie să luăm seamă. Că și noi, ca și ei, trăim în Egipt, evrei erau prin prinsoarea Babilonului, dragii mei. Și acești babilonieni nu au ascultat mesajul lui Jehova Dumnezeu, ci au încercat să induplece înduplece și pe ei. Și iată ce ne este arătat în Sanul 137 cu trei, care aș dori să-l citesc. Căci acolo biruitorii noștri ne cereau cântări, și asupritorii supritorii noștri ne cereau bucurie zicând, Cântați-ne câte ceva din cântările Sionului. Ce le-au răspuns ei? Cum să cântăm noi cântările Domnului pe un pământ străin? Dragii mei, frați și sorori, și astăzi tot acel satan deavolului este, care ne oferă o paletă largă de oferte și nu ne spune, haideți, dintr-o dată, lepădați-vă de credință de la început, și câte ceva, așa cum le-a spus și izraeliților, câte ceva neînsemnat și în cele de urmă, dragii mei, dacă acceptăm, ajungem în situația că nimic nu ne se mai pare nepotrivit. Ori atunci mă întreb și eu împreună cu voi, de a, geaba a atras atenția Iisus când a spus, dacă nu vă veți deosebi cu nimic de această lume, cu niciun chim nu veți intra în Împărăția Lui Dumnezeu. La fel și noi, dragii mei, să nu uităm așa cum au refuzat și ei, să refuzăm și noi ca popor al lui Jehova Dumnezeu și să știm că aceeași jerfă nu o putem pune pe două altare. Jehova Dumnezeu nu o primește. Jerfa pe care trebuie să punem pe altarul lui Jehova să o pune pe altarul lui. Nu putem sl sluji la doi stăpâni. Via cea mea aleasă este poporul ales al lui Jehova Dumnezeu, care este cu grenicioșie și își împlinește cu grenicioșie legământul lor față de Dumnezeu. Dumnezeu pe aceștia a ales pentru numele Său, aceștia și aduc roadele spre mărirea și recunoașterea numelui Dumnezeu, de aceea Dumnezeu își are plăcere în trânsii. Prin profetul său a lăsat să se însemne despre acest timp: Căci Domnul are plăcere de poporul său și slăvește pe cei înroțiți, mântuindu-i. Să salte de bucurie credincioșii lui îmbrăcați în slavă, să scoate strigăte de bucurie naștenutul lor, laudele lui Dumnezeu să fie în gura lor și sabea cu două tăișuri în mâna lor, adică, pardon, cuvântul lui Hova Dumnezeu care este Biblia sau Sfânta Scriptură, Salmul 149, cu 4 la 6. Cei ce își păstrează acum privilegiile, neprihănirea și credincioșia, vor primi cunoștință și se bucură că pot lua parte la cântarea spre mărinea numelui lui Jehova. Via și vinul sunt simboluri ale bucuriei, cântării și a veseliei, înseamnă deci timpul veseliei, că trăim și noi astăzi, dragii mei, frași și surori. Și deoarece a sosit ziua Domnului și cei într-adevăr care îl iubesc pe Hova sunt fericiți și fericiți cântă cântarea nouă spre lauda și cinstea numelui Său. Apropiindu-mă de încheiere, dragii mei, frași și surori, nu-mi rămâne decât să închei împreună cu voi, și să mărturisesc împreună cu voi cuvintele profetului Ieremia din capitolul 15 cu 16, care este de fapt dovada de bază unui text anuar din 17 decembrie 1959. Și anume, când am primit cuvintele tale, le-am înghițit. Cuvintele tale au fost bucuria și veselia inimii mele, că și după numele Tău, Doamne, am fost numit, sunt numit Doamne Dumnezeul oștirilor. Iată, iubiții mei, frați și surori, nu ne rămâne decât să tragem concluzia așa cum o spune textul la sfârșit. Dacă Ehova Dumnezeu ne-a ales ca lucrători în via sa și dacă noi am acceptat numele său și lucrători să fim în via lui Jehova Dumnezeu, pentru noi nu trebuie să existe nicio întoarcere de pe această cărare pe care am promis, am pornit. Pentru noi nu trebuie să fie nicio deviere de pe, despre, de pe această cale strâmtă și îngustă pe care a arătat-o Isus Hristos și noi suntem hotărâți și convinși din toată inima că am găsit-o. Pentru noi nu trebuie să fie nicio cetinire pe această cărare, dragii mei, indiferent ce piedici ar pune Satan, Deavolul și obstacole în fața noastră. Pentru noi nu trebuie să fie nicio incertitudine că este sau nu este, dragii mei, aceasta cărarea care duce spre împărăția lui Dumnezeu. Pentru noi nu trebuie să fie nicio piedică, fie și internă, dragii mei, că am putut observa la lumina Sfintei Scripturi că Satan, diavolul, se folosește chiar și de aceia care au fost odată în, 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 în de cuvântul lui Hova Dumnezeu îi folosește să pună piedici de a duce pe mai departe roadele împărăției. Cu aceste cuvinte, dragii mei, eu mulțumesc lui Ehova Dumnezeu și Fiului Său pentru aceste minunate adevăruri și vouă tuturor, dragii mei frași și surori, dragi ascultători, de atenția acordată.